Salut! În acest video o să discutăm despre reprimare și momentul prezent. Îmi place când îmi lăsați comentarii interesante și când îmi puneți întrebări relevante și sincere pentru voi, pentru că astfel pot să dezvolt și eu lucruri care vă sunt utile. Cineva mi-a scris legat de reprimare și întrebarea era ce să facă ca să nu mai reprime și doi, cum să descarce reprimările pe care deja le are. Reprimarea apare dintr-o situație pe care tu nu o accepți. Ceva se întâmplă în viața ta care ție îți produce o emoție negativă, o furie, o tristețe, o frică foarte mare, ceva ce tu nu poți să accepți și astfel tu nu îți dai voie să trăiești acea situație, să o iei ca atare, să o trăiești așa cum este ea, chiar dacă este să plângi, să urli, să țipi, să te enervezi sau să te izolezi. Spre exemplu, să spunem că partenerul tău de viață vine la tine într-o zi și îți spune că nu mai e așa cum a fost, că nu mai are sentimente pentru tine și prin urmare că vrea să vă despărțiți. Pentru tine această veste poate fi un șoc, o situație pe care tu nu o poți să înțelegi și astfel nu-ți dai voie sau nu accepti acea situație și nu o dai voie în mentalul tău să se întâmple. Practic, în prezent, în realitate, ea se întâmplă, dar mintea ta nu-i dă voie să o accepte. Și prin urmare, tu o reprimi. Acest lucru poate să apară și legat de moartea cuiva. Îți moare o persoană apropiată și nu poți să let go, nu poți să accepti și să înțelegi că moartea e parte din viață și că s-a întâmplat pur și simplu, indiferent de orice motiv, pur și simplu pentru că s-a întâmplat, înseamnă că este parte din viață, iar în psihicul tău apare această neacceptare. Reprimarea nu poate să existe atunci când tu înveți să trăiești în momentul prezent. Reprimarea atunci apare când situația prezentă sau ceea ce se întâmplă în viața ta nu este concordant cu ideea ta despre viață. Ca în exemplu anterior, dacă tu ai o idee despre căsnicie, că ea trebuie să dureze întreaga viață până când mori, dacă ți se va întâmpla o situație de genul, tu nu o să o poți să accepti pentru că ideea ta despre căsnicie, ideea ta despre viață este alta. Reprimarea apare atunci când omul trăiește conform minții sale, conform ideilor sale despre viață, așteptărilor sale și nu prezentului din fața ta. De aceea reprimarea nu poate avea loc atunci când înveți să trăiești cu totalitatea atenției în prezent. Este o experiență directă în momentul prezent, nu este ceva ce gândești, nu înseamnă pur și simplu să te uiți la ce este în fața ta, ci este o trăire experiențială a momentului prezent, nu una mentală, iar aici se ajunge cu practică. Când ajungi în momentul prezent, începi să vezi viața așa cum este ea și începi să înțelegi tu modul autentic, nu ca regulă, nu ca ceva ce trebuie să înțelegi, nu. Înțelegi prin experiența ta directă și prin trăirea ta că viața este așa cum se întâmplă chiar în fața ta. Nu mai apare acest conflict între ce crezi tu, ce crezi tu că e moral, imoral, ce crezi tu că este bine și rău. Viața nu mai este judecată prin filtrele minții tale, prin ideile și așteptările tale, pentru că în momentul prezent tu ești pusă față în față cu viața. O vezi așa cum este ea și înțelegi că viața este cea care se desfășoară în fața ta, nu cea din trecut, nu cea din viitor conform așteptărilor tale, și viața este exact ceea ce vezi și trăiești, nu ceea ce tu gândești, nu felul în care tu îi interpretezi sau fanteziile pe care tu ți le creezi. De aceea, imaginațiile, fanteziile, regulile de viață sunt greșite.
Spre exemplu, dacă tu ai o idee despre viață, că ea trebuie să fie într-un anumit fel, când viața se va întâmpla în modul neașteptat de tine, te vei simți dezamăgit, te vei simți lovit, probabil vei reprima, în mintea ta va rămâne acel nod legat care se numește reprimare. Aceste noduri, acum le-am inventat, le spun eu așa, se pot dezlega odată ce tu ajungi cu atenția în prezent și începi să nu mai trăiești din gândurile tale. Trebuie să înveți să ajungi cu atenția aici ca să poți să-ți eliberezi psihicul de toate conflictele care se creează atunci când tu nu ești aici prezent. Dacă îți vei trăi viața din felul în care tu o interpretezi, din așteptări, din orice ai învățat tu în sens de cum ar trebui să fie viața, nu o să fii fericit, nu o să fii liber și pentru că nu o să poți să curgi așa cum este viața în fața ta. Bineînțeles că nu o să fii nici adaptat ei, pentru că tot timpul va exista acel refuz față de viață. Acceptarea despre care se vorbește și, de exemplu, în Biblie și chiar și în spiritualitate, nu este o acceptare mentală, adică tu îți spui că da, accept viața așa cum este ea. Chiar și această acceptare mentală produce acel conflict despre care ți-am spus și acea reprimare. Trebuie să fie o acceptare autentică, iar pentru acest lucru trebuie să cunoști existența așa cum este ea. Am observat, de exemplu, în cazul persoanelor cărora le-a murit membri ai familiei, clienți cu care am lucrat, îmi spuneau că da, eu accept moartea persoanei respective, să știi că eu accept, da? Eu accept. Prin acest lucru îmi spunea de fapt că nu o acceptă, dar se folosea de această acceptare mentală ca să încerce să o accepte. Acceptarea nu este una mentală, nu este ceva ce îți repeți în mintea ta, ci ea se produce perfect natural odată ce începi să trăiești cu atenția în prezent și începi să curgi cu momentul. Odată ce ești în totalitate cu atenția aici în moment și nu mai ești disociat, nici n-ai cum să trăiești în altă parte. Dar dacă atenția ta este în gânduri, în interpretare, în ce crezi tu, e clar că nu o să poți să vezi viața așa cum este ea, vei trăi disociat și astfel vei reprima, vei acumula în tine frustrări, dorințe, nevoi refulate și bineînțeles că la un moment dat acestea vor răbufni într-o ceartă, într-un conflict, într-o anxietate, depresie, atac de panică și alte probleme de genul. Rămâi cu atenția aici, pentru că de aici începe, în primul rând, rezolvarea tuturor problemelor și de aici poți să mergi și mai departe. Sănătatea mentală nu înseamnă doar să nu mai ai probleme psihologice, ci să poți să trăiești în liniște, fără gălăgie mentală, fără stres, fără agitație, să începi să te cunoști pe tine, să începi să fii sincer cu tine și să poți să te îndrepți și spre ceva mai profund care știu că ți-l dorești. Te salut, rămâi cu atenția aici și doar de aici poți să începi, doar de aici.